Casa Nicolae, o vilă de protocol a fostului președinte Nicolae Ceaușescu, aflată în paragină de ani buni, a fost transformată în adăpost pentru oamenii străzii, vârstnici fără familie, ori tineri care aparent nu au niciun viitor. Conform știrile ProTV.ro, un proiect impresionant, unic în regiunea Moldovei, gândit și transformat în realitate de Ionela Ivan, o fostă jurnalistă din Botoșani. Povestea Ionelei începe în urmă cu 8 ani, impresionată de suferințele oamenilor, despre care relata în reportajele pe care le realiza. Ionela a decis să înființeze o asociație care să le vină în ajutor. Împărțeam pe stradă supe fierbinți persoanelor fără adăpost. Iarna de iarnă am văzut oameni murind înghețați de frig sau din cauza bolilor care li s-au gravat pe stradă. Cea mai cruntă întâmplare a fost cu un bătrân pe care l-am hrănit seara și a doua zi a murit înghețat de frig. Nu voi uita niciodată acest lucru. M-am simțit în acel moment complet neputincioasă. Am regretat că nu am putut în acea seară să fac mai mult. Astfel, ideea amenajării unui adăpost a venit cumva ca o necesitate, o urgență, o soluție salvatoare pentru cei nevoiți să trăiască pe stradă, povestește Ionela. Cu ajutorul prietenilor, tânăra a găsit la 50 de kilometri de Botoșani o fostă casă de protocol care a aparținut lui Nicolae Ceaușescu în satul Rădeni, comuna Frumușica. Clădirea era însă în paragină. Asociația Happy nu avea banii necesari nici pentru achiziție, nu mai vorbim de reabilitare. Cu toate acestea, Ionela și Cristian, soțul său, s-au angajat să plătească în timp pe bucăți din donații și au început să o renoveze. Vorbim de o vilă cu 3 etaje, deteriorată mai ales la interior și care costă aproximativ 120.000 de euro. Primii locatari au ajuns în Casa Nicolae anul trecut în decembrie, chiar de Sfântul Nicolae. În prezent, 25 de oameni ai străzii trăiesc în clădirea reabilitată de familia Ivan cu sprijinul asociației Salvează o inimă. Numărul celor care trec pragul casei Nicolae variază însă de la lună la lună. Majoritatea se confruntă cu diverse probleme medicale, unele chiar dintre cele mai grave, ce necesită spitalizări dese. Suntem nevoiți să chemăm salvarea odată la câteva zile pentru cei care nu îi putem transporta chiar noi la spital. Eleonora, colega noastră, asistent medical, are grijă de medicația lor zilnică, îi pansează pe cei cu ulcere varicoase, ori curent provocate de diabet, face exerciții cu bolnavii care au nevoie de recuperare medicală, îi duce la controle periodice, la kinetoterapie. Florentina, asistenta socială, are grijă să nu le lipsească nimic, un pat cald și curat, o masă gustoasă, o vorbă bună și o îmbrățișare. Tot ceea ce se întâmplă la noi este din și cu iubire, respect și empatie, ne-a asigurat Cristian Ivan. În sprijinul inițiativei Happy s-a alăturat și un centru de recuperare medicală din Botoșani, care oferă gratuit ședințe de kinetoterapie pentru locatarii casei Nicolae. Și pentru că unde sunt mai mulți, puterea crește, o clinică din oraș efectuează gratuit toate analizele de sânge de care au nevoie. Un ajutor de bază în Casa Nicolae este domnul Costică. Timp de mai bine de 12 ani a locuit pe stradă împreună cu fratele său. După moartea părinților, cei doi nu au reușit să-și mai plătească cheltuielile la apartament și au fost evacuați. Au dormit prin gări, centre comerciale, ori pur și simplu pe stradă până în ziua în care Casa Nicolae și-a deschis ușa pentru oamenii fără adăpost, relatează știrile ProTV.ro.